M-am dus să fac tutorialul ăsta ca să vă arăt două mersuri la muzica noastră de ardeal. E sigur că repa nu se mai fac altul, pentru că e de ajuns să vă arăt într-o singură filmare ce aveți de făcut. Așa, o să vă arăt la Ciardaș, al nostru de Cluj, și la Jocurile Țigănești de Cluj, cum se merge. Dar acum o să vă spun ceva. Eu tot timpul mi-am dorit să fiu diferit. O să vă dați seama în filmare de ce vreau și am vrut să fiu diferit și vreau să fiu diferit. O să vă dați seama și atunci poate să vă doriți și voi să fiți diferiți și se poate să fiți, numai să vrei. O să vedeți despre ce vorba. Am să vă arăt prima dată mersul la Ciardaș Țigănesc. La Ciardaș Țigănesc se merge altcumva decât la Cel Magyar. Cel Magyar se merge așa. Bun. La noi, la ăsta țigănesc, se merge așa. Vedeți cât de fină e a doua lovitură. A doua e foarte fină și când îi dai cu basul, auziți-o. Vă arăt două treceri care le folosesc eu. Deci trecerea de la sol la mi. Sau. Deci, sol, fa diez șapte, si natural, si șapte cu mi bemol. În bas. Vedeți-o? Mie asta îmi place mai mult. V-am arătat două, mai sunt. Uite, de exemplu, ia-ți asta. Vedeți-o? Deci, sol, si minor cu fa diez în bas, re minor cu fa în bas și si șapte. E tot o trecere care îmi place și asta, da? Asta îmi place mai mult. E caldă. Bun. Știți ce v-am spus la începutul tutorialului? Că eu vreau să fiu diferit. Și mi-am dorit să fiu diferit și se poate să fiți diferiți, numai să vreți. Problemele noastre, a multora dintre noi, vin tată când ne mutăm la semiton. Ia uitați-le. Balansul, stilul de armonie, armonia trebuie să fie tot aia. Pentru că dacă nu e tot aia, atunci degeaba facem. Și uitați, prima dată o să vă arăt așa. Și la multora dintre voi, am văzut la trecere, voi, mulți, și nu ascund faptul că și eu câteodată, mai ales la viteză, îl trec cu mi bemol minor. Dar nu e corect, trec trecut cu, vă arăt acum cum e corectă trecerea, deci avem așa, odată avem do diez, si bemol 7, la bemol 7. Auziți? Îl auziți ce frumos sună și ce impact îi dă la trecere. Stați că o vară după fa diez, nu, o vară după sol. Și aici avem re, la șapte, vedeți? Re, si șapte, la șapte, re șapte, sol. Ei, aceeași treabă și după la bemol. Vedeți-o?
dar, că aici avem si bemol 7. Uitați-l. Mi bemol, do 7, si bemol 7, mi bemol 7, la bemol. Deci e foarte simplu. Vedeți? Foarte simplu. Bun. O să spuneți mulți, bă, că ai studiat, că nu știu ce. Vă spun un secret. Nu există studiu pe negre. Și vă spun și de ce, că eu s-ar putea să studiez o melodie și s-ar putea să vină X, Y să cânte alte melodii și eu mai le știu. Pentru că nu le-am studiat. Nu există studiu. Vă spun și secretul, care e. Secretul e să știi să îți transformi armonie de la ton la semiton. Cum mie mi-e simplu. Eu știu că relativa lui sol este mi, alu fa diez este mi bemol, alu la bemol este fa minor, alu do diez este si bemol minor. Eu atâtea și astea două lucruri. Și uitați cum vine. Foarte simplu. Aici avem trecere. La bemol, fa, mi bemol 7. Vedeți-l? Foarte simplu. Deci trebuie să-ți faci în capul tău și să-ți cunoști, bineînțeles, bine instrumentul. L-ai cunoscut bine, poți să-l transform. E foarte simplu. Nu studiați, că degeaba studiați. Eu n-am cântat pe negre de mult. Butonul ăsta de transpus, ăsta trebuie să fie pentru noi, să-l mutăm noi de palbe pe negre. Așa mi-ar plăcea mie să văd. Și așa ar trebui să fie. Eu îl mut doar de palbe pe negre. Uite, acum o să trec la joc, ca să vedeți cum e treaba și la joc. Eu jocul când la 171. Bine. 173, 175, depinde de lume. Eu o să vă arăt acum. O să vă arăt acum la 135 cum merge treaba. Și fiți foarte atenți, că sunt niște lucruri care trebuie accentuate. Eu la un moment dat o să accentuez cu dreapta, ca să-i dea mișcarea care îmi trebuie mie. Uite-o. Vedeți? Și când îi bag chitaristul în formație, deja e altceva. Vă jucați. Uite-o. Bun. Aceeași treabă trebuie să fie și pe fa diez. Nu merge. Deci dacă cânti bine pe albe, trebuie să fii bine și la semiton. Părerea mea. Atunci, impresionat. Bun. Uitați-vă. Bun, acum o să mă viteza, că o să spună, bă, rar, merge. Merge tată și la viteză. V-am spus, mintea, trebuie să-ți faci în minte armonia care o prinzi pe sol minor sau pe la minor, trebuie să știi să o prinzi și pe fade, și pe la bemol, și pe do diez, și pe orice. Ia uitați-o. Ați observat cum accentuez cu dreapta? Când accentuez cu dreapta, basul trebuie să fie scurt. Bun, aceeași treabă și pe la bemol minor. Nu există, trebuie să fie balansul exact. La do diez. Tot treaba aia trebuie să fie. E imposibil. Nu există.
să-ți faci în capul tău. Deci nu studiați. Faceți-vă, transformați-vă armoniile care le faceți pe la re, la do diez, un semiton sau la mi bemol, un semiton sus sau jos. Bun, uitați-o. Nu e mare lucru.